Majestatea sa Margareta și principele Radu se află de câteva zile în Suedia. La Institutul Suedez al Afacerilor Internaționale, custodele coroanei a vorbit despre importanța integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană în actualul context. My task today, however, is to draw your attention to the east, to ask you to ponder on the potential dangers of escalation from the current horrific aggression launched against Ukraine by Russia. Well before Russian tanks violated the sovereignty of Ukraine, vulnerable Moldova was already subjected to the sort of Russian aggression and bullying strategies that subsequently became also Ukraine's fate. My husband and I have shuttled in and out of Moldova countless times, and I can tell you without any equivocation that the current leaders in Chișinău are genuinely committed to European integration. Majestatea sa Margareta a mai spus că obiectivul pe care și-l asumă familia regală a României, cu sprijinul guvernelor de la București și Chișinău, este acela de a se asigura că Republica Moldova nu va fi mistuită de tragedia care afectează acum Ucraina. Că guvernul ei reformist este sprijinit și că cetățenilor din Moldova li se permite să decidă propriul viitor. După conferința de la Institutul de Relații Internaționale, familia regală a României a plecat la Palatul Regal din Stockholm. Familia regală a României a fost invitată la prânz de regele Carl Gustav, de regina Silvia, de principesa moștenitoare Victoria și de principele Daniel. În curând, familia regală a României va reveni la Palatul Regal din Stockholm pentru că în luna septembrie regele Suediei împlinește 50 de ani de domnie. În această seară, ambasada Republicii Moldova la Stockholm va fi gazda unei întâlniri cu familia regală a României.